Salut, tuturor, eu sunt Sebastian și ne jucăm din nou Minecraft, suntem aici pe Minecraft și de data asta o să postăm un nou episod din cum să renovezi un sat. De data aceasta avem de data aceasta avem această casă care inițial cred că era așa. Dup, așa era casa inițial, dar nu contează. Bun, deci dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like pentru a mai apărea episoade din această serie. Și acum vom începe. În primul rând vom pune cum a fost inițial, să zic. Așa. Acum vom sparge tot ce ține de cobblestone din partea de jos și vom înlocui cu lemn. Și vom stopa de asemenea și ușa, pentru că nu o să punem aici. Bun. Acum avem un cub perfect. În continuare vom lua oak wood și vom pune în colțuri. Exact așa. De 5 blocuri înălțime. Cred că sunt 5, nu? Da, sunt 5. Acum le vom uni pe toate, formând astfel un fel de ramă. Acum vom merge în dreptul lemnului de aici, vom pune două stairs. Vom lua oak wood planks și vom completa aici până în dreptul lemnului acestuia. Așa trebuie să arate platforma. Acum vom lua oak wood și vom pune așa pe marginea platformei. Vom lua acum fence, oak fence și vom înconjura toată platforma. Și vom pune aici, în colțuri, încă două, în înălțime. Acum vom sparge acest geam. Vom pune oak wood planks în locul lui. Și vom sparge aici pentru ușă. Iar în interior, capul de aur, vom pune oak wood. Acum am ajuns la acoperiș. Vom face un stil de acoperiș clasic, pentru că până la urmă și casa este clasică. Acum în vârf vom pune oak wood slab. Acum vom lua oak wood și vom pune aici în interior. Vom lua oak wood slab și vom pune pe lungime câte două oak wood slab. Iar acum vom sparge acest rând de scări
non c'è stata trasparta, non contesa. Scelce sta. Scelce strada slebri. Era cum vom pune acest strada slebri. Aici vom pune oak wood planks, după cum puteți vedea. Și în continuare vom pune oak wood stairs. Și acesta este acoperișul terminat. Puteți pune aici oak wood slab, dacă vă place. Și acesta este acoperișul terminat. Acum vom lua glass pane și vom pune aici două bucăți. Iar acum ne vom ocupa mai mult de design exterior. Vom pune aici două oak wood stairs întoarse și două normale. Aici vom pune trei întoarse și două slaburi. Aici vom pune la fel două întoarse și două normale. Iar acum aici vom pune, face designul să pară ca și cum ar fi o masă și două scaune. Acum vom lua flower pot și o floare și vom pune aici. Aici. Și aici. Acum vom merge în interiorul casei, unde vom lua leather-ul, vom sparge acest bloc și vom pune leather. La etaj vom lua oak wood planks și vom acoperi aceste două blocuri, exact așa. Acum vom lua pat și armor stand. Acum vom lua furnale și crafting table. Furnalele le vom pune aici și aici, iar crafting table-ul aici. Acum că la etaj am terminat, aici jos vom lua chest și vom pune așa. Și vom lua torțe pentru a lumina. Afară. Vom pune o torță fix aici în centru. Putem centru și punem o torță în centru. Și casa este gata. După cum puteți observa de pe balcon, aveți o priveliște destul de interesantă. Bun, și cam acesta a fost și acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi să ne vedem, desigur, data viitoare. Pa, pa!